Bună seara, sunt Georgia Ninu, bun găsit la informațiile despre vreme. În următoarele zile vor predomina precipitațiile sub formă de ploaie în special. Vorbim despre asta puțin mai târziu, până atunci să vedem cum va fi vremea în Europa. Pe continent, vremea va fi închisă, iar în vestul, centrul și nordul peninsulei Scandinave, în Finlanda și nordul Rusiei, o să fie ger, cu maxime ce nu vor trece de minus 10 grade, în unele locuri chiar și sub minus 20 de grade. În zonele joase din regiunile sudice va ploua, iar în zonele înalte, în vest și centru, vor fi ploi, lapoviță și ninsoare. În sud-vestul Italiei se va strânge mai multă apă, iar în vestul peninsulei balcanice, pe suprafețe mise, vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. La noapte, în țara noastră, va ninge în Maramure și la munte și va ploua în rest. Izolat se va depune polei. În zona înaltă a Carpaților meridional și sudul celor occidentali, vântul va prinde viteză. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 3 grade. Mâine vremea va fi normală pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 1 grad și 11 grade. În primele ore ale dimineții din nou sunt anunțate ninsori în Maramureș, iar în vest și sud-vest va ploua. La munte vor fi precipitații mixte, iar la peste 1500 de metri va ninge și tot acolo vântul o să sufle cu putere, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. În zonele joase dimineața ar putea să apară ceață. Mergem acum mai departe cu capitala. Valorile termice vor fi în creștere față de ziua de astăzi. Cu toate acestea o să fie mohorât, iar temperatura maximă va ajunge până la 6, cel mult 7 grade. De dimineață, posibil să fie ceață. Luni rămânem cu vreme închisă, o să apară din nou ceață în primele ore ale dimineții, iar maxima va urca până la 10 grade. Marți, vremea va fi ploioasă, cerul noros, temperatura nu se schimbă cu mult față de ziua anterioară, iată, sunt anunțate 9 grade. Muntele acum va fi înnorat mâine, iar local vor fi ploi, lapoviță și ninsoare, la altitudini mari, mai ales ninsori. Vântul se va intensifica temporar în zona Carpaților occidental și meridionali, iar la stâna de vale și Sinaia vom avea 3 grade, la Păltiniș 4, iar la Predeal 5 grade Celsius. Revenim cu vremea în toată România. Prima zi din săptămână aduce temperaturi ușor mai ridicate în sudul și sud-estul țării față de celelalte zone. Precipitațiile se vor extinde treptat dinspre sud-vest și va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte și ninsori în zona înaltă. Vântul va deveni mai activ în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 14 grade. Marți rămânem cu vreme închisă și precipitații. Ele vor fi sub formă de ninsoare la munte și nord, mixte în centru și în zonele submontane, iar în restul țării sub formă de ploi. Se va intensifica vântul în est, pe arii restrânse și în vest și sud-vest, iar ziua și la munte. Maximele vor fi cuprinse, iată, între 2 și 12 grade, cu cele mai mari valori în sud-est, iar cele minime se vor situa între minus 3 și 6 grade, ușor mai mari pe litoral. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Prima TV!